Bună dimineața! Astăzi am făcut salată de roșii cu brânză. Am spălat roșiile, am tăiat în sferturi și apoi am pus puțină sare, nu prea multă, că brânza deja e puțin sărată. Apoi am pus puțin piper și ulei, am amestecat și am pasat puțin roșiile cu furculița, ca să iasă zeama din ele și să dea un gust bun la sosul de la salată. După aceea am luat brânzetele mea de vacă, am tăiat câteva bucățele și le-am presărat deasupra și am amestecat. Acestea fiind zise, eu vă recomand să faceți și voi această salată. E ușor de făcut. Se găsesc roșii, dar trebuie să fiți atenți să alegeți niște roșii care sunt bune. Copiilor voștri o să le placă foarte mult această salată, pentru că se mănâncă ușor, nu murdărim multe farfurii. Asta e. La revedere!